Salutare, mă băieți, bine v-am găsit la un nou video. Vreau să fie video ăsta despre cu totul și cu totul altceva, asta scopresc web-ul. Ne batem în botul universul săraca de 1.200.000 de puncte și e silver, nu mă întrebați cum. Și astăzi o să facem un video din seria pe care o să o încep și o să termin practic oricum 5 zile. Cum să ajungi gold în sezonul 10 ca na, X, da? Sau cum să joci un suport în sezonul 10, nu știu exact ce nume o să-i pun. Ne jucăm cu Brand în clipa asta versus Raka, va trebui să aranjez eu repede web-ul după ce intrăm în joc. Bineînțeles, mi-am pornit aici, dimă, uite, așa, mi-am pornit aici aplicația, am deja 63 de puncte, știți, din video trecut, pentru că n-am mai jucat pe ea, pentru că n-am fost acasă, am fost plecat. Și mi-am pornit challenge-ul și vedem câte puncte o să facem. Când o să ajungem la 1000 de puncte, o să luăm un card de 10 euro pentru Steam și o să-l dau ca și giveaway pe YouTube. O să fie super tare. Dacă nu știți ce este Buffy, este o aplicație pe care o folosiți, vă jucați și puteți să vă luați chestii în bani reali. Pentru mai multe informații aveți linkul în descriere de download și de la video în care am explicat ce este această aplicație și ce face ea mai exact. Ok, hai să punem repede web. Ok. Ups, ups, ok. Gata. Cred că e, nu? Ok, bun. Haideți să ne luăm item de suport și asta. Și hai să mergem pe lane, imediat o să vorbim. Înainte asta voiam să vă arăt, băieți, vă place tricoul pentru că mulți, mulți voia să-l vedeți ieri, doar că aveam avut un web atât de căcat încât nu se vedea nimic. Tricoul, gen modelul la tricou e meh, e unul clasic, dar ideea e că imprimeul e super șmecher pentru că nu e de la de să simte. Cum vreau de mai devreme hârtie sau ceva în genul, scrie aici frumos Take My Fury și a fost făcut așa pe repezeală de la firma care s-a ocupat cu toate chestiile astea acolo pentru mine. Și m-am gândit. Stați puțin să facem toate astea aici și imediat o să vorbim și oricum și despre video în sine, dar stați puțin că să ajungem până aici chestii. M-am gândit cum ar fi, mă, să ne facem și noi de asta de mărciuri. Nu mă refer numai la haine, adică să mă înțelegi greșit. Nu mă refer numai la haine, mă refer la mousepad-uri, și chestii de genul ăsta. Pentru PC-uri. Cu diferiți campioni, cu numele meu, probabil posibilitatea să vi-l personalizați cu numele vostru. Chestii de genul ăsta. Ce ziceți? Nu știu, eu zic că ar fi șmecher. Acum voi să-mi spuneți. Bun, hai să începem video în sine, da? Ok, ne jucăm bot lane în clipa asta. Asta spune că trebuie să mă analizez. Nu mă întreba de ce mă joc bot lane. În fine, avem mai multe opțiuni. Eu o să mă joc mereu și m-am jucat mereu suport de damage. Asta e. Aia, o să ne jucăm chestiile astea. Suntem acum în silver, deci practic golul nostru este să intrăm în gold, corect? Bun. Ce trebuie să ne facem noi ca și suport, mai ales de damage, e să dăm poke. Am văzut o grămadă de jucători de genul care efectiv nu se atingeau de oameni adversi. Uite, poke înseamnă până și 2 sau 3 hituri. Te pui ward aici. Ok. Mi-am dat flash-ul degeaba, n-am crezut că o să-și dea flash-ul ăsta. Hai să vedem. Na, merge. Nu trebuia să-mi dau nu trebuia să-mi dau flash-ul. N-am crezut că cine o să dea flash-ul, dar am fine. Și de simplu, da? Să scuză. Bun. Am făcut primul kill, am reușit să-i dăm first blood lui Jhin. Nu știu ce dacă se întâmplă acum partea cealaltă. Bun, noi o să începem să dăm aici în tower. Da, wait. Close. Crezi că am crezut că avansează. Bun, o să încerc să-l țin cât pot eu de bine pe asta, pe Jhin, și vom vedea dacă putem să facem treabă cu el sau nu. Ok, s-ar putea să vină Lee Sin în clipa asta, trebuie mereu să avem grijă la jungle advers. Doar că dacă n-am ward-uri, n-am nimic acum. Ok, bun, bravo, bă, aștept. Ok, a dat planta, deci știm cam pe unde este. Wait.
Gata. În clipa asta tocmai câștigat linia, pentru că Lucina dacă vine... Lucina dacă vine în clipa asta nu are ce să ne facă. Gen, adversarii sunt super low. Oh my god! What? What? Oh, what? Nu l-a nimerit! Uite. Ok. Am zis că la nimeni cât vreau. Mai avem mana. Hai, fiți bine. Nu, ok, mai așteptam. Da, ok. Feels bad. Hai, mingi repede bază. Bun, haideam, știm că se upgradează singur acum, deci nu avem treabă. Hai să mergem direct pe full AP, tati. Let's go. Așa. Dar și pe cât de cât bine, dar o să mă duc eu direct spre ea. Poate reușim să facem ceva. Bun, băieți, nu uitați să dați un like și să vă abonați la clipul ăsta. Puneți dacă vreți să facem chestii de-astea. Pentru că, sincer, nu știu ce alte chestii să fac useful. Adică m-am sudat de chestii că încerc. M-am prins. Pe live-uri oricum jucăm, avem noi treburile noastre, dar în videouri trebuie să ne găsim ceva apart. E zi, nu? Vede? Oh my god, cum e oare? Oh my god, cum e și fizz! Oh my god, oricum nu prindea nici așa. Fizz, bad man. Ok, hai să mergem, bad man. Stop fiddly. Forță. În fine, toți sunt cancer, v-am zis, toți sunt aceia, sunt divizia în care voi vreți să... De fapt nu, în care sunteți și vreți să... Și vreți, practic, să avansați. Hai să vedem ce reușim noi aici ca suport. Ha? Ha? Vine cineva să facă trec cu mine? Nu? Nu, ok. Bine, coaie! Ce bun e asta? What? Trebuie să fie dus o secundă, bă. Ok. Ăsta nu se ferește de nimic. Alo, Jin? Of, Jin. No. Oh. Oh. Ok. Nah, come on. Nah, l-ai de acolo. Dacă a nimerit celul de ce bine ar fi. Ok, deci îmi vine. Am domine aici cu Jin. Hai cu aici. Hai să-l împingem. Nice, let's go. Eu am fost cu hit-ul meu. Eu am bătut. Așa, bun. Deja am câștigat de-ai nu, băieți. Trebuie să facem cumva să... Stau cu Jin. Ok, stai așa, să luăm direct buții.
Trebuie să facem cumva să rămân cu Jin pe lane, dar în același timp să fac și un mini roaming. Hai să vedem. Pentru că ăștia au nevoie de ajutor. Momentan rămân cu Lee. Momentan. Poate reușim să-i batem și mai tare. Joacă binișor oricum Jin ăsta, binișor. Ideea e că oricum suportul ți-l face tot, el are oricum Soraka, dar dacă nu l-a spus Soraka să facă absolut nimic, nici măcar pe lane și nici măcar un fighter, pentru că zi, o să încerc să-i dau mereu one shot, să dispară de un fighter, nu o să poată să facă nimic. Hai să vedem, hai să vedem cât de mici primiți voi. Holy fuck! Ho! What? What? Okay, I'm distrus. What? Okay. Ah, okay. Controlul meu era și ăla, dar tot ăla de acolo. Nu prea mai să aflu și să încerc. Merge. Nu, trebuie să mă duc în tibază. Și după să fac alte chestii. Până la urmă să suport de astea maxim în doilea asta, nu? Hai să iau asta. Bun. Ok, o să fie cancer, uiți. Momentan, dacă eu și Jin avem toate kill-urile în toată echipa. Jmecher. Jmecher rău de tot. Ce vine acum? Mamă, cât de shit sunt restul. Baba 835 nu prea zăscut-o pe top. What could they make on the mid? Okay. Let's go to master. Am luat Drake-ul. Dacă vreau să dau un râp pe ei, să vedem dacă apuc. Ia să vedem. Haide. Ok. Oh my god, asta e prea cancelism. Cringe. Oh, thanks. Mila de ei, eu nici măcar nu știu cum e bal. Chiar mi-e milă de ei. Aie. Pare rău. Better support win. nu mă, pe bune, gen efectiv efectiv meci nu prea am avut ce să pe mid. Nu mă părea mea, am fost doar atât la junglă și am încercat să-i batem 2v2. Ea e că pe ăștia am bătut super ușor 2v2.
Pentru că aveau soraca, mai ales pe Exos, și am văzut că multă lume în Silver și a Exos. De ce? Nu înțeleg. În fine. M-au arătat de ceva abilități. Și cine ăsta a ratat, dar pe total eu cred că nu le-am jucat mai bine. Hai vino ca vei. Forță. Hai să furăm farmura asta. Hai, dar și dăm pe Jin să vină de undeva. Nu? No, ok. Oare îmi lasă mie asta? Nu vrea să-mi lase, cred, nu? A, domnul, eu l-am luat. Mare, mare bună. Bun, hai să mergem repede pe mid, hai să avem grijă aici, pentru că tot vor veni pe mid, pentru gen. Ok, stai așa că nu vreau să mă întâlnă. Da, eram sigur. Ah, căcat. Mamă. Oh my god. Cât de cancer au fost fighturile astea, băieți. Și cât de cancer au fost fighturile. Oh my god. Oh my god. Oh, ok. Ok. Ok, nu, sunt de prea fidea să te pot să fac ceva. Wow. Bine. Oricum, cel mai important component după părerea mea sunt dragonii. Nimeni nu vine să ajute să facă dragonii, da, nimeni. Bine, aici ține și mult și de jungă. Uite, de exemplu, la noi, noi când ne-am dus să facem dragonul, deci noi când am făcut dragonul ăsta, l-am făcut noi. Ori era întreaba lui. Dar, mă rog, în general, în general, jungla vine să te ajute. Va fi practic tu să ajungi jungla. Ok, stăm aici. Stăm aici sneaky sneaky. Am toate abilitățile up. Chiar să cu ce se întâmplă. Dar nu cred că se întâmplă nimic aici, uite. Dar nu vine nimeni. Na, nicio treabă, nu își dă la teleport, dar hai să mergem. Toată lumea e disperată să-l bată pe și ăsta e... pentru asta am venit pe vodă, hai să plecăm bază. Gen, aia dau, de fapt, flame la aia, la gen, la fel. La fel fac și ei, gen, vin și mor, vin și mor, vin și mor. Doar pentru că am nimerit un combo bode. Și pe părerea mea, de asta Brandy e unul dintre cei mai nice campioni, mai ales de urca până în gol sau chestii, pentru că n-ai nevoie de healing, n-ai nevoie de nimic. Aici, după părerea mea, mă 80% din cazuri sau 9, chiar 90% din cazuri, contează doar să-i bați. După ce ai bătut sau utilitat, tot s-au dus bază și meciul decurge cum a trebuit. În continuare este 21 la 10 pentru noi și Cassiopeia, Warwick și Trundle nu au niciun kill. Eu cu Jin avem toate cele 21 de kill-uri. Interesant.
Oh, Trandafir a făcut primul kill, băieții. Wait. Wait. Ok, o dar o ampulă. Am crezut sincer că fuge în sus după aia. Ok. Ok, băieți, au dat surrender. Trandafir cu un kill. Jucătorul superior, îmi doresc, Jin n-a fost două cu mine sau ceva, ca să înțelegeți, n-a fost mărți, n-a fost jucător normal, dar probabil a avut fir. Nu știu cum dracu s-a putut ca toată echipa mea să nu aibă niciun kill, în afară de Trandafir acum la final. Dar mă rog, asta e dovadă clară că poți să cari 80%, 90% de meciuri, că mai sunt câteva meciuri acelea unde chiar nu poți nimic să faci. Dar sunt mai rare, nu sunt mereu și nu asta te împiedică pe tine să faci climb, bineînțeles. Am primit 2 puncte pe aplicație. Vedem aici. Și cam asta a fost, băieți. Dați-mi de știre dacă vreți să facem chestii din astea. Nu știu, habar n-am. Ziceți-mi, nu știu. Mă mai gândesc. Și cam asta a fost, băieți. Multă baftă. Ne auzim la următorul video. Livestream și by the way s-a făcut 30 de zile de când postăm consecutiv, chiar dacă unele videouri au fost shit și n-au prins deloc, nu contează, și chiar dacă am ajuns, de exemplu, ieri seara am ajuns de la garaj super târziu și până la 4 dimineața am avut treabă să termin tot și eram mort de oboseală, m-am trezit și am filmat, da? Așa că pentru asta mulțumesc de donația de 1000 de euro. La revedere!